Eu sunt Arcturo și bine v-ați la un nou clip. Astăzi o să facem turul camerei și dacă mă întrebați de ce nu vedeți nimic, e pentru că da, nu vedeți nimic momentan. Da, și haideți să începem. Sper să vă placă. V-am promis că facem pentru 600 de abonați turul camerei, facem turul camerei. Like și subscribe dacă vă place. Băi, aici intrăm. Camera, o ușă, ușă, aș putea zice. Și aici intrăm, bam, și se vede toată priveliștea așa. Scuzați birou, mulți o să credeți că... Da, am uitat tot o hârtie aici. Mulți o să credeți că, bă, ce dezordonat e, că n-ai cable management, n-ai avut chef să ți-l faci, nu știu să fac cable management. E primul meu setup aici, laptopul, da? Dacă intrați ce caut acest cablu aici jos, păi nu este pentru că eu am încercat să conectez monitorul ăla la PC, dar nu merge, așa că o trebuie să-mi corectez monitorul ăla la laptop și de acolo să citesc chat-ul, practic. Aici PC-ul, am... Uitați-vă în unboxing și o să vedeți componentele. Dacă vreți o să vi le zic acum pe scurt, rapid, din procesor Intel Core i5-9400F pe care recide un Cooler Stock de la Intel, placa de bază Asus Prime H310 M-linuță RR2.0, o placă de bază destul de bună. Aici altă bucată pe care stă sub ea, care este prinsă placa video, aș putea zice. Aici avem placa video, care are un suport și e prinsă și de partea de carcasă, ca să nu pice, practic. Asus GeForce GTX, Nvidia GeForce GTX, varianta Asus 1660, super. Are o placă video super, mega bună. Aici am telecomanda cu lumină, aici schimbă lumile, dar mie îmi place să țin așa, veți, uitați-vă aici la culori, nu mai rost să vă schimb eu, dar nu, pentru voi poate să le schimb așa, uitați, ele sunt alb, așa, pardon, ăsta e alb, așa, diferite culori, eu îl țin așa, pardon, hei, pe bune, nu mai merge, e chestia asta, nu, și acum, nu, bun, așa, așa, gigi's, hello, așa, bun. Și aici e monitorul, un monitor de la Asus Acer, de la Acer, pardon, Acer Nitro Series, VG220Q parcă. Aici e un monitor mai vechi de la, habar n-am ce, să ne uităm pe spate, de la CompaQ sau cum se citește, nu știu. Ca periferice am ca tastatură, un Logitech G512SE, adică Silver Edition, tastatură super mega bună cu blue switch-uri, este RGB, la fel și mouse-ul G102, mouse-ul, în care am aici două stickere de la Logitech, aici sub birou. Deci, v-am spus, nu-s bun la cable management, aici un televizor de mai dezordine, pentru că eu, inițial, când am făcut setup, am zis, nu vreau televizor, vreau să fac un setup doar așa cu monitoarele frumos, aici calculatorul, dar mi-am dat seama că îmi trebuie și o să-l pun fix aici unde stă laptop, pe acasă am așa, știi, mă culc acolo, aici patul, da, aici dulapă, să se închide, aici în dulapă, acolo chestia de beau apă, da, nu-i pălincă sau altceva, beau apă din ea, scol niște poze cu mine, draperia, alt dulap, întrerupător, diferite chestii, o lampă, patul și da, să trecem înapoi aici, pentru că asta contează, un mousepad foarte bun, deci mousepad ăsta e cel mai bun încărcător de iPhone, apropo. O kendamă, da, încă mă mai joc puțin cu kendama, asta e kendama mea de suflet, încă mă mai joc puțin, dar nu foarte mult așa, mai fac video-uri cu ele, poate. Aici avem un mousepad Fortnite, care e luat din, l-am luat cadou un prieten de la fratele meu, Cosmin, e luat din Jumbo, cred că de la Cluj sau Timișoara. Ăsta e altul, l-am luat eu după când aveam, n-aveam PC-ul, de mult l-am luat, cred că de un an. De fapt nu e chiar atât de mult. E un, de ăsta de la, cum se cheamă, de la Scorpion sau Marvo. Da, Marvo și Scorpion e aceeași chestie, Marvo Scorpion, e sau Miria, cred, nu e Miria, e Marvo Scorpion, cred, da. Luat cu 20-30 de lei, care e foarte mare, l-am pus aici să se ia tastatura frumos să nu-mi zgârie birou, da. Ăsta e luminile astea și scuzați că e un pic birou rupt, trebuie să-l refac. Luminile astea am dat 80 de lei pe ele, nu se merită, nu se mai aprind. Și da, nu mai merge bine contactul ăla și da, merg, le țin aici degeaba, poate o să-l repar într-o zi contact, dar nu contează. Și aici Nintendo Switch, pe cum puteți vedea, care... Acum nu se aprinde, dacă era în priză când îl scoteai de aici se aprindea, doar că am scos din priză să pun monitorul, PlayStation acolo, controlere, nu știu pe unde sunt. Și cum arată, și arată setup-ul meu. Aici mai am încă un ceas care și ăsta îl folosesc, accesorii de Nintendo, un controller de PlayStation. Ăsta de obicei ceasul stătea aici, numai că acum l-am scos ca să aibă loc, după să se așeze. Da, e ora 11, tocmai ce am terminat de făcut online, după cum puteți vedea, și mai am și o 2% pe ceas, aoleu, trebuie să-l bag la încărcat.
ora 11. Ai niște căști, am uitat să vorbim de căști. Sunt niște căști de la Scorpion, aici modelul. HG9035. Sunt niște căști foarte bune, deci le-am de un an, sunt cu lumină albastră. Ele mai vin și cu o variantă cu lumină verde, dar am zis hai să le apăsa cu albastru. Nu ca să fii fan neapărat albastru, îmi place albastru, dar am zis că mie și se potrivește mai bine decât verdele. Sunt foarte bune căștile și microfonul tot se aude bine. Astea le folosesc în mare parte la streaming, adică cu microfonul ăsta auziți voi sunetul de la streaming. Prieten mic în joc Fortnite. Și da, cam așa arată. Sunt niște căști cât de cât foarte confortabile, deci nu cât de cât, nu știu ce era. Sunt foarte confortabile, aici niște ochelari care sunt în față de Gajokid. Și mi-am luat ochelarii ăsta ca lui Gajokid, dacă Gajokid, dacă vezi clipul ăsta, like. Aici, deci ăsta e de la cubul meu Rubik, care l-am dus jos pentru că îmi place să rezolv cubul Rubik. Ăsta e un, o să-l aduc de la firma Rubik, nu fac nicio reclamă. Ăsta e un pop socket de telefon, pop socket sau pop socket, nu știu cum se cheamă, pop socket cred, care se lipește de telefon așa, dar am pus pe cameră ca să înțelegeți voi, se lipește așa de telefon și tu ții gen, și îl ții așa, pe telefon și ții degetele. Și noi, e foarte fain că îl poți da jos și îl pune când vrei, de acum chiar aș fi putut să filmez cu el, dar nu m-am dus capul, stai să-l pic să-l pun. Pentru că e mult mai ușor totuși să filmez cu el, așa, bun, mult mai ușor. Da, după cum am arătat aici un suport de PlayStation, un suport de PlayStation, pentru că ăsta e de, bine, e de PS1 normal și PS4 cam se chinuie să intre aici. Da, merge. Am aici suportul pentru controller, chiar le încarcă bine. Le încărca, deci eu puneam controller aici când mă jucam, le luam full încărcate, de aici cam două controllere. Aici, da, am, celălalt controller, dude, ce caut el aici? Ăsta negru l-am folosit mai mult decât ăsta. Și da, ce să mai zic, am aici în sertar, am aici caietele, pentru că, da, merg la școală. Și da, am făcut curățenie, pentru că am zis, băi, să... Era bine, era curățenie de multe aici, pentru că n-am mai umblat la caiete. Vedeți aici, cărți, caiete. Aici niște jocuri de Nintendo Switch. Ăsta chiar mi l-am luat acum, Super Mario Odyssey. Chiar îmi place jocul, m-am jucat și încă mă joc. Și nu m-am mai jucat de două zile sau ceva de genul. Și trebuie să mă joc acolo jocuri de PS4, un joc de PS2, că am și un PlayStation 2 care e sus în pod. Aici e Gran Turismo 4 pe PS2. Am jucat jocul, e destul de tare. Pentru că nu, am primit un PlayStation 2 cadou de la bunica acum nu știu cât timp l-am avut și înainte de PS4, dacă o cred. Aici am niște, aici e dizordine, dar sertarul ăsta, dar în sertarul ăsta sunt puține lucruri și găsesc rapid ce-mi trebuie de aici, de cât dizordine. Aici niște căști AirPods, bine, nu sunt AirPods-urile care le folosesc eu, sunt niște replici de AirPods, dar sunt de la selară, deci nu sunt făcute replică. Aici o pusă de AirPods-uri care n-am mai folosit-o, nu prea îmi place. Nu e atât de calitativă. Niște chestii care m-am mai jucat eu pe aici, un mouse. Oricum, switch-ul ăsta e super mega tare. Am luat un card de memorie, după cum puteți vedea. De fapt, nu o să vedeți, o să vă arăt eu acum. Deci s-a și aprins. Așa, dar nu trebuie să ne jucăm pe... I-am luat card de memorie, după cum puteți vedea aici. Băgai, gita, ai cardul de memorie. Hai să punem la loc switch-ul în asta lui. Mare și niște accesorii switch-ul. Momentan le-am scoase pe toate, cred, din cutia astea se prind de Joy-Con-uri și practic e un fel de ajutător, tu îți bagi mâna pe aici și dacă dai așa în anumite jocuri, pentru că are niște chestii, trebuie să faci așa, nu-ți pică din mâini. Asta e un fel de control, când vrei să joci pe televizor, îți pui astea aici, le am în două astea aici și te joci ca și un fel de controller cu switch-ul pe ăsta. De exemplu, acum dacă am avea... Dar vreți să vă arăt? Haideți-mă că vă arăt. Dar trebuie să stingem calculatorul să ieșim de pe Fortnite. Așa, apropo, ăsta e serverul nou de Discord. Pentru că am avut niște probleme cu altul și ăsta e noul server aici. Am făcut membrii, tot ce trebuie, frumos. Și o să vă arăt acum ce trebuie să faceți. What the fuck, reclame îmi dă aici. What the fuck, îmi dă reclame proastă. Ok, bun, hai să ne vedem acum. Trebuie să scoatem monitorul ăsta alalt. O să vă las pe voi un pic aici jos. Bun, hai să băgăm asta de la switch. Gata. Așa, deci vedeți, aici mi-a apărut că se încarcă switch-ul. Și ce mi-e, când îl scoți de aici, vreți să te joci, direct se aprinde, o să vedeți. Și când îl, să zicem că vreți să, că-i porni deja și...
cred că am pornit un Super Mario Odyssey, dacă m-am jucat-o cu ceva timp. Și băgați așa, să zicem. O să se conecteze la ăsta. Ăsta o să se aprindă, vedeți, s-a prins becul albastru. Și tu poți efectiv să scoți ăstea și practic te joci. Da, nu vreau să fac review la ele, deci da. Apropo, patul ăsta e super mega confortabil. Am niște perne confortabile. Și mai am pe aici o pisică de plus. Asta cred că se joacă Evelyn, cu ea, surioara mea, care încă nu v-am arătat-o și pe ea. O să vă arăt într-un vlog doar pentru ea. Aici eu, când au fost părinții mei în Chicago, mi-au adus asta, o poză cu mine, uitați ce drăguț sunt. O de asta cu Iisus, pentru că eu cred în Iisus și iubesc pe Dumnezeu. Așa, aici nu contează. Oricum, lumile astea au fost super mechere, dar au fost stricat. Așa, am uitat să vă arăt ce țin eu pe ăsta. Țin ăsta, țin mașina asta, pentru că părinții mei au avut acum ceva timp un Volkswagen Touareg și am vrut și o mașinuță de jucărie Touareg și am păstrat-o aici. Îl avem pe Bob Junior aici, îl avem pe Bob Junior, nu știu dacă vă uitați la Chipflix TV, știți care are o plântuță de asta care o cheamă Babna și eu mi-am luat una pentru că mi-a plăcut mult a lui și pe a mea o cheamă Bob Junior. Da, și multe chestii pe aici. Asta e chiar foarte frumoasă, deci asta o să vă arăt neapărat ce face. Cred că, nu știu dacă ați văzut unii dintre voi unboxing-ul, deci asta e cu touch. Deci vedeți, punem degetul aici, se aprinde, deci dați din rata asta, dați mai încet sau mai tare la lumină. Vă zic eu, lumină de asta super mecheră. Aici asta schimbă culorile. Și avem ceva culori alb, albastru, portocaliu și galbenul ăsta. A să oprim aici, nu știu ce avem. Nici eu nu am testat asta. Asta e night light, da. Asta așa, se cheamă, chestia asta mică e on off la night light. Chestia asta e o lumină de noapte care se apasă, se pune de aici și aici îți dă luminositatea cât de tare vrei tu. Aici e cel mai încet, mai tare și mai tare și tot așa. Culori, adică poți să o customizezi ca să nu te deranjeze. Îmi place să țin pe albastru, e foarte liniștitor și pe ăsta cel mai mic. Așa, aici în saltare diferite chestii de aici cu un trepied cu care filmezi o grămadă de vloguri, niște chestii de la calculator, aici o cameră cu care n-am mai filmat de foarte mult timp. Oare funcționează? Nu mai are baterie. Trebuie să mă pot filmez și cu asta, pentru că i-am luat și card de memorie și trebuie să filmez și cu ea. O să filmez vloguri super tari. Poate o să mergem și o să filmăm la... Unde? Mâine merg la piscină, s-ar putea să o iau și să filmez, dar... Nu știu. Hai să vedem. Uitați ce mai am aici pe... Dula, mai am un glob pământesc, pentru că mie îmi place super mult pământul și mi-am luat și un glob. Și da, cam asta e camera mea. Nu e cea mai frumoasă cameră, dar nu e nici cea mai urâtă. Îmi place super mult să stau aici să filmez vloguri pentru voi, să aplaudez vloguri. Unor mai editez câteodată poze și chestii și... Păi super, mai ales să fac live-uri aici, aici citesc chat, aici mă joc frumos cu tastatura, cu mouse, hai să opresc și Nintendo, că n-avem nevoie de el acum, calculatorul ăsta e super, deci mulțumesc mult, mami și tati, că m-au susținut și cu câțiva bănuți, am pus și eu bani, bineînțeles, pentru că de mult mi-am dorit și am strâns bani să-mi iau un calculator și nu, mă mai ajută și mami și tati cu niște bănuți buni și bunicul și am reușit să-mi iau, am zis să nu-mi iau altul mai bun, deși că totuși aveam bani să-mi iau și altul mai bun. Am zis că ăsta la 31 de milioane, deci, deci e extraordinar. Nu-mi doresc mai mult de atât, deci nu știu cum să spun. E, după părerea mea, la banii ăștia, cel mai bun calculator pe care îl poți cumpăra. Miria Digital V29, dacă vreți, e asamblat de Miria. Dar nu înseamnă că dacă e asamblat de Miria, e calculatorul prost. E chiar foarte bun, doar carcasa e de la Miria. Acum ori schimba carcasa, e într-un Flowstone, carcasa, dar e foarte șmecheră și are RGB pe aici și are niște culori și aici jos. Deci are ăsta, parc și ăsta de jos. Acum ăsta are aici sus, aici și ăla mai are și aici jos. Și aici sus două, aici una și aici jos două, așa am văzut. E da, și lumile astea. Nu știu dacă să vi le recomand sau nu, scumpe pentru ceea ce fac. Adică eu, a mele nu le-am pus bine și nu fac contact chiar atât de bine, dar... Totuși nu le-am prins pe toate și nu. Uitați cum arată, eu am ales modelul ăsta pentru că noi ele practic se dezlipesc, doar că îs prinse, nu vreau să dezlipesc, că îs prinse de perete cu un fel de silicon care, nu știu, un fel de silicon care lipici
Și nu, am ales eu modelul ăsta. Era un model care putea să... Adică ăsta se fac ce model vreți, practic. Vedeți? 10, 3, 6, cât se zice? 1, 2, 3, 4, pardon. 4, 8, 4, 8 și cu 3, stai mă că nu știu să număr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10 din pachet, pentru că ele așa vin. Habar aici, mă curc oricum, e 11 seara și da. Aici un parfum, nu-mi place Cars, chiar nu-mi place Cars, nu fac reclamă legată, eu nu-mi place Cars, dar miroase foarte frumos parfumul ăsta. Chiar miroase fain, nu fac reclamă, dar îmi place mă cum miroase. Și da, cam aceasta este camera mea. Sper că v-a plăcut acest clip. Asta e clipul special pentru 600 de abonați. Ne apropiem imediat de 700. Acum cât mai avem nevoie? Dați să intrăm pe laptop. Laptopul ăsta, dacă mă interesează specificații, 7-7 generație, placă video Nvidia GeForce 920MX. De ce să vedeți câți abonați mai avem nevoie acum noi? Nu facem reclamă la site-uri, doar că pe ăsta de obicei nici lăsa chestia asta. Așa, dar plus Paul Emanuel. Așa, după cum puteți vedea, avem 618 abonați la momentul filmării, sper să facem 620 până una altă, dar nu. Eu am fost Dariu, până data viitoare, mai bine, dacă v-a plăcut acest clip pentru 600 abonați, oh my god, băieți, înainte de intru am uitat ceva, cel mai important lucru din scaun, din cameră și cel mai stricat lucru din cameră, acest scaun frumos și dași tamburelul ăla de acolo, scaun, cel mai stricat scaun, problemă că se mișca spătarul, problemă, zgârieturi, pe spate iară să nu mai zic. Prinde ciupituri. Aici iară, bă, dar scaunul e confortabil atâta tot. Deci, momentan nu știu dacă să-l schimb pentru că e confortabil. Am văzut cel de la Miria, fain cu 300 de lei de gaming, dar momentan ăsta încă îmi place totuși. Nu știu dacă să-l schimb sau nu. Voi ce ziceți? Scrieți în părerea voastră în comentarii dacă să-l vând sau nu. Mie îmi place. Deci, nu. Eu am fost Darius, până data viitoare, numai bine. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe dacă v-a plăcut acest clip. Bye, bye!